Mă numesc Medruz Georgiana, am intrat în barou în urma examenului din 3 aprilie 2022 și am urmat la Intensa cursul de inițiere. Nu știu exact dacă pot numi o rețetă a succesului, dar ce m-a ajutat pe mine în pregătire a fost faptul că mi-am conturat un plan după care să învăț, un plan pe care am încercat să-l urmez destul de strict, mi-am împărțit materia pe zile și am urmat în fiecare zi, îmi învățam partea aceea de materie pe care mi-am propus să o învăț la început și asta m-a ajutat foarte, foarte mult și probabil cred că e cel mai important punct de la care aș porni în rețeta aceasta a succesului cumva. Cel mai mare dușman al meu în pregătire a fost lipsa timpului sau cumva m-am simțit presată de timp pentru că m-am și hotărât puțin mai târziu să susțin examenul la barou. Cursul pe care l-am urmat anul trecut, un curs la Intensa, un curs inițial și toate sfaturile pe care le-am primit atunci s-au bazat pe ce cărți trebuie să am în vedere pentru a învăța pentru acest examen și m-a ajutat foarte mult faptul că mi s-a spus să-mi fac un program pe care să-l urmez. Cumva nu m-aș fi gândit la asta să fiu atât de strictă cu mine în învățare și de acolo am pornit în conturarea planului, am urmat și toate sfaturile privind modul în care ar trebui să rezolv grilele, cum să fiu atentă la anumite cuvinte, toate astea m-au ajutat foarte mult. Am primit foarte multe sfaturi de la lectorii Intensa și cred că, spre exemplu, unul dintre aceste sfaturi venea din partea doamnei Sidonia Culda, care ne-a spus să avem câte un caiet pentru fiecare materie civilă, procedură civilă și acolo să ne facem grilele, ca să avem cumva o situație, să vedem cum am rezolvat grilele, cum avansăm, dar și sunt foarte bune pentru o recapitulare. Cursul de la Intensa m-a ajutat să am în vedere că nu e suficient să învăț, ci trebuie ca tot ceea ce învăț să pun în rezolvarea grilelor și să fiu foarte atentă și la întrebările capcană, pentru că uneori apare astfel de probleme. Și m-a ajutat, bineînțeles, cum am spus, să am un program foarte strict, pentru că timpul e unul scurt și trece foarte repede și dacă nu ai un program poți să te trezești pe ultima 100 de metri că rămâi fără timp. Concursul de anul acesta de la barou mi s-a părut că a avut o dificultate medie, nu a fost cel mai greu. Pentru mine mai greu a fost partea de procedură civilă pentru că nu am apucat să fixez detaliile și acolo am pierdut destul de multe puncte. Dacă mâine aș susține examenul din nou, dacă ar trebui să mă apuc din nou de învățat, sfatul și pentru mine și pentru oricine, să-ți faci un program de învățat așa pe bucăți și să nu uiți de recapitulare. Am ales profesia de avocat pentru că tot mi se pare foarte interesant și clar este o profesie care îți aduce multă satisfacție din toate punctele de vedere. Dacă o persoană s-ar apuca acum să învețe pentru admiterea în barou, i-aș spune cu siguranță să își facă un program, să fie disciplinată, să nu uite să facă grile, pentru că nu este suficient doar să înveți materia, să recapituleze din când în când tot ce a învățat înainte și să rămână mereu pozitivă că o să reușească. Intensa.